De la începutul lunii viitoare, giurgiuvenii care își vor schimba cărțile de identitate pot opta pentru un act de identitate electronic. Astfel, noile cărți electronice vor conține mai multe elemente particularizate. Cartea de identitate electronică va fi de tip smart card și va conține în plus, față de actualele documente, un chip cu certificate digitale, datele biometrice ale titularului, precum și amprentele degetelor arătătoare. Buletinul electronic va fi opțional, iar alegerea modelului cărții de identitate va aparține în totalitate solicitantului. Vor fi două cărți de identitate electronice. Una nu va avea chip, va fi de dimensiunea unui card, iar cealaltă va avea un chip, iar în interiorul acestei cărți, în chip, va fi și impresiunea digitală la două degete. Cartea de identitate electronică nu este obligatorie. Cetățeanul poate să opteze între cartea de identitate electronică fără chip sau cu chip. O particularitate a acestor buletine electronice este prezența amprentelor degetelor arătătoare. Amprentele vor fi luate numai cu acordul solicitantului, iar în cazul minorilor doar cu acordul părinților. În cazul în care degetele arătătoare prezintă rând sau amprenta nu este corespunzătoare, se va lua amprenta unui alt deget. În situația în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, se va elibera o carte de identitate provizorie.